Bună, bună și bine ați venit în filmulețul de astăzi. Așa cum ați văzut în titlu, este ziua cea mare și o să facem un gender reveal. O să știm în sfârșit ce este bebe. Astăzi am avut controlul de 19 săptămâni și mi-a confirmat. Am mai avut control acum 2 săptămâni și mi-a spus ce e. Am știut doar eu și cu Cornel, n-am spus la copii, nici la părinți, dar acum mi-a confirmat, așa că aia e. Și o să răspundem și la copii, pentru că Alex mereu întreabă și Emi la fel. O să vă povestesc eu mai multe și oricum, important e că totul bine. Oricât de alum spre casă, mai vorbim noi de acasă. Ce e bebe? Ce e bebe? Hai să aflăm. Emi, tu ești curioasă ce e bebe? A fetiță. Ați fost cu minți? Da. Eu cred că da. Că v-a adus bebe cadou. Baby, dar nu poate să iasă prin cură și să intre prin noi. Așa mi-a transmis el mie că ar fi bine să vă iau un cadou. Ia da, că da, bebe, furtisa. Emi, ce crezi că e bebe? Alex, ce crezi că e bebe? Crezi că e băiat? Da. Dar ce-ți dorești să fie? Egal. Egal, da? Emi, ce facem dacă e băiat? Îl iubim. Bravo! Hai să vedem! Merge? Merge, se umflă mult mai ușor decât că i-am dai mare. Da? Tari, dă-i, dă-i! N-ai mâncat azi? Emi, n-am. N-a vrut, da? Ce e ăla? Un balon? Nu, 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 nu! Le-am dat două oace. Deci, dacă este fetiță, dinăuntru ies confeti roz. Și dacă este băiețel, dinăuntru ies confeti albastre. Okay. Înainte, v-a trimis bebe câte un cadou. Ia să vedem. Ăsta e l-am luat pentru bebe. Vă puteți da seama dacă e fetiță sau băiețel? Că e gri, că e gri. Ăsta l-am luat că era la reducere. 6 euro de la 13 euro. Și asta o să fie bun, că iarna și asta e. Ia uite ce atent ce a cumpărat bebe. Pentru Emi. Pentru Emi, îți place? Ia uite ce a cumpărat baby. Pentru Alex. Ia să vedem. Și asta a primit bebe. Tot la reducere era, ce crezi? Tot gri. A? Nu ne dăm seama dacă merge și la fetiță și la băiețel, nu? Asta e pentru tati. Asta e pentru tati, da, este când o să fie mai mari. Am luat și șosete lui tati. Am luat și chiloței lui Emi. Am găsit acolo o ofertă bună. Da. La kit. Că ea este cea care crește cel mai repede. Ia uite ce am găsit, Emi, pentru tine. Am găsit la 1 euro papucei de grădiniță. Aaaa! Pătate cu balonul. Asta e lipici? Am luat lipici? Am luat bătășei lui bebe? Sunt albi. Ne putem da seama ce e? Băiețel sau fetiță? Aaaa! Cred că fac ei cu rodile astea ca să nu știm ce este. Aha. Uh-huh. Albastru. Pentru Emi. La reducere. Pentru Emi. Nu, nu ne-am putut da seama, da? Hai să-l spargem! Okay. 1, 2, 3 și... Emi, ce e bebe? Ce e bebe? Nu, e albastru. Mi-a intrat și în gură. Ce e bebe? Și te bucuri? Da. Emi, ce e bebe? Okay. Pune acolo lângă Alex, te rog. Dar este ca ce este. Așa e, că o să-l iubim oricum? Tati? Eu știu. De unde știai? Și eu credeam. Și tu credeai, băiețel? Da? De ce?
Oi, mi plânge. A, iubita, că-i frățiorul tău. E frățiorul tău, iubita. Îi lăsăm părul lung. Când e mare, da, dar când e mic, cum vrem. Singura prințesă. Da, într-adevăr, Cornel a zis că își dorește băiețel pentru că ea să rămână singura prințesă. Eu mi-aș fi dorit fetiță ca ele să fie apropiate ca vârstă și prietene bune, dar e bine și așa, sănătoși să fim, nu? Important e să iasă bebe și să fie sănătos, da? Oh. Suntem acasă. Da. Am dus-o pe Emi la grădiniță. Ea săptămâna asta mai are grădiniță și săptămâna viitoare are vacanță. Alex are și săptămâna asta și săptămâna viitoare. Iar Cornel are săptămâna viitoare vacanță. Și ne gândim dacă să mergem pe undeva, dar nu cred. Că deja ieri la zoo, când am fost, mă durea burtica de atât am mers și mersul mult nu mai e pentru mine acum în situația mea. Dar o să vedem. Vrei să mergem la piscină? Dar ai voie cu putica la piscină? Da, sigur că da. Ne-am gândit că poate mergem totuși o zi, două la piscină. Este una foarte mare în München. Vreau în München. În München, la Deutsch Museum. A, te tu duci te plimbi cu tati. La Deutsch Museum. Și eu stau pe bancă și vă aștept. Auleu, eu stau și vă aștept. Începusem să vă spun despre bebe. Astăzi i-a făcut control la toate organele. Dar fi așa simplu. Ia, astăzi a făcut control la toate organele. Inimioara are 4 camere. Nu i-a găsit lichid. Nasul are vârf. Absolut totul a fost bine. Are vârf. Dar ai zis că trebuie să mai ia pielea și să o pună. Nu, dacă nu are vârf, că eu am vorbit cu Cornel și am povestit totul și Alex tot ne-a ascultat, mami, de ce trebuie să aibă nasul vârf? Zic, mai sunt persoane care poate să nasc cu un mic defect, dar se repară, în ziua de astăzi toate se repară. Și mai am de mers la un control în Regensburg. Nu mâine, la începutul lunii viitoare, pentru că sarcina mea este cu risc grav de când am rămas însărcinată, doar pentru că am 38 de ani, pentru că am pierdut 2 sarcini până acum și pentru că avem boli în familie, pentru că tatăl meu a murit de cancer, bunica mea avea diabet grav și atunci... Diabet înseamnă că n-avea voie să mănânce dulciuri. Și eu cam exagerez cu dulciurile, că mie îmi plac dulciurile. Și atunci, doar pentru asta o să mai mergem să mai facem câteva controle de siguranță, dar ce totul pare bine. Da, așa e. Dar nu e bine, nu? Nu e bine. Nu e bine. Și acum urmează încă o etapă foarte importantă. Ce? Numele! Oh, no. Ce nume de băiat îți place ție? Nici nu m-am mai gândit. Nu. Îi punem Alexander 2. Nu. Nu? Dacă pe Emilia o cheamă Emilia, lui îi punem Emil. Nu. Nu. Aia atunci ne gândim la o alternativă bună, da? Da. Îi punem Marius, capitate. Nu. Nu? Nu vrei nici așa? Ei, las, că avem să ne gândim. Pazi, suntem abia la jumătate. Da. Mai avem încă 20 de săptămâni să ne gândim. Mii. Da? Nu e bine. Hai să mai vedem ce mai facem astăzi prin casă. Vai de mine. Hai că mai sunt până acasă, mai multe. Stă numai în una. La fiecare vreme are farme cu ei. A venit și HelloFresh-ul. Totul este destul de ok. Cred că aici asta pe asta cu gheață, dar nu e topită gheața, că nu e așa de frig afară. Săptămâna asta, de cald afară, voiam să zic. Săptămâna asta am luat tortilla. Îi plac foarte mult lui Alex și am zis, ok, hai, într-o seară să facem asta. Oricum, sunt destul de faine înăuntru și copiii nici nu-și dau seama că mănâncă super sănătos și bine. Asta e cu fasole și cred că are și carne, nu mai țin minte, dar... Oricum, înăuntru are fasole, roșii, avocado, tot așa un fel de sos cu toate chestiile astea. Aici avem pește,
Eu nu prea mănânc pește, dar mănâncă ei și lor le place foarte mult pe pireu. Eu mănânc pireu, piure cu legume. Aici iarăși avem piure cu morcov. Cunosc rețeta asta și cu pifteluțe. E tare, tare faină. Iar asta am luat-o pentru prima dată. Este de fapt un fel de sos așa din pui cu orez. Și de obicei mănâncă copiii mei asta. Așa că avem câteva rețete mai mult pentru prânz, că și Cornel acasă la prânz. Și doar asta o să fac eu într-o seară cu ei, că asta nu prea merge la prânz, mai mult seara așa lejer. A, da, și dacă cineva dorește, am 3 cutii gratuite pe care puteți să le încercați și voi. Eu iau săptămânal de la HelloFresh. Mai se întâmplă să mai sar câte o săptămână dacă, nu suntem, dacă suntem plecați sau dacă am oricum ce găti. Dar atenție, este abonament, așa că dacă doriți să încercați, puteți să-mi scrieți pe Facebook, Familia Gogu sau Oana din Familia Gogu.